Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați venit la prima ediție din noul nostru proiect Out of the box. Ce facem aici în fiecare duminică? Punem la încercare idei din societatea românească, le reformulăm ne punem unii pe alții să regândim și, dacă vreți, ne punem în pielea celorlalți. De ce o idee care ne place s-ar putea să nu fie cea mai bună, și de ce o idee pe care aparent o considerăm proastă sau întreaga societate o respinge, s-ar putea să fie extraordinară. Cu aceste concepte ne vom juca în orele și săptămânile viitoare într-o inițiativă, aș zice eu, curajoasă. Pentru că multe dintre lucrurile pe care le veți auzi s-ar putea să vă pună pe gânduri și să ziceți: Ce e asta? Invitatul meu este Loran Balind, cunoscut sub numele de Boții. Salutare! Salut, Catherine! Mulțumesc că ai venit în acest program și că o să-ți asumă în spațiul public câteva idei care merită dezbătute. Sperăm să reușim să inspirăm pe oameni să se gândească la o serie de lucruri și din alte perspective. Să vă spunem că o să vă aducem studii și date noi sau lucruri pe care nu le-ați auzit despre câteva mituri din societatea românească. Trebuie întâi să știți cu cine vom discuta însă în acest sezon. Loran Balint este brașovean, așa îi place să se denumească. Este un om care lucrează de mai bine de 22 de ani în marketing, nu numai în România, ci și în străinătate la nivel regional și global. A făcut turul planetei cu meseria sa, să spunem și lucrurile... Îmi place să spun că am spălat rufe cu femei din toată lumea, da, Merget în în, moment, în casele oamenilor. Ca să înțeleagă lumea atunci când lucrai în vânzarea detergenților, exact, marketingul la, detergenților. la modul propriu ai spălat rufe cu femei din toată, toată. lumea. Poate o să facem un episod despre, despre chestiunea asta odată. Este editorialist cu peste 100 de articole publicate în media de afaceri și sport din România și un om care crede cu putere în puterea educației, cum, cum s-ar spune. E profesor, a predat începând din 2004 marketing la ASE, la MBA-ul româno-canadian, la Universitatea București, și e un om care a investit în propria educație mai multe părți ale lumii, făcând cursuri de la Amsterdam până la Boston sau, dacă vreți, la Ierusalim. Și uh, spune el la un moment dat că printre lucrurile care, în care crede cu este acela de a inspira oamenii să gândească, unul dintre, dintre ele. Bine ai venit la noi! Mulțumesc! Bine găsit. Știu că pentru tine e și un exercițiu mai complicat pentru că înseamnă o deschidere într-un spațiu public mare și o testare a ideilor tale și uneori ale noastre. O să pornim, prieteni, în luna aceasta septembrie cu o serie, cu câteva episoade despre educație. Și despre educația propriu-zisă din România, că a fost dezbaterea verii. Și avem această idee importantă să se schimbe admiterea la colegiile naționale. Fale. Adică să aibă o admitere de un anumit fel. O să vedem cum iese legea. Intens criticată această idee de societatea românească. 80%, arată sondajele, 80% dintre noi se opun, pentru că ea creează inechitate. Partea bună este că există dezbatere, partea bună este că în România se încearcă o schimbare, sau măcar se discută despre o schimbare, pentru că realitatea în care trăim este că pe întreaga planetă au loc discuții similare, la o scală mai mică sau mai mare. Toată lumea trăiește într-o uh, nouă realitate, lumea a devenit mult mai fluidă, schimbările sunt la ordinea zilei, un an nu mai seamănă cu anul următor și nu vorbim despre efectele pandemiei sau uh, al unei crize uh, punctuale, ci este vorba de o realitate deja de zeci de ani de zile. Uh, iar sistemele de învățământ din toată lumea sunt construite pentru realitate, o realitate trecută. Și atunci ceea ce trăim noi în România, dezbaterile și conversațiile, sunt la ordinea zilei și în alte țări ale lumii. Și asta este partea foarte bună, că dezbatem, că discutăm, că și noi doi avem o discuție pe subiectul acesta și este unul dintre beneficiile apartenenței la lumea occidentală. Faptul că putem să vorbim, faptul că putem să dezbatem, faptul că putem să ne contrazicem, că putem să avem păreri diferite, faptul că 80% văd într-un fel 20% în altul. Este minunat. Avem o deschidere pentru a discuta. Tu crezi că această admitere diferențiată pentru aceste colegii e bună sau prost? Cred că este un subiect. Un răspuns simplu la întrebarea aceasta, cred că ar fi greșit. Ne întoarcem la ce am zis mai devreme, este toată planeta se întreabă cum să arate educația astăzi, cum să arate mâine, și nimeni nu știe exact cum ar trebui făcut. Și o să mă refer acum un pic la ceea ce au făcut englezii în ultimii 10 ani, când și-au dat seama că realitatea s-a schimbat, că trebuie să-și adapteze și sistemul de stat. De educație, și aveau două scenarii. Unul în care să vină de la guvern de sus și să zică așa faceți, și istoric așa s-au întâmplat, întâmplat lucrurile, doar că și-au dat seama că nu prea știu exact cum să facă, sunt atât de multe variabile, sunt atât de multe realități, și atunci decizia lor a fost să meargă pe scenariul 2, în care au dat o mare autonomie a școlilor din sistemul de stat. Se comportă aproape la fel ca școlile din sistemul uh, privat, să poată să ia decizii locale, să poată să-și asume uh, lucruri care diferă de restul școlilor din sistemul de stat, urmând ca, după o perioadă, să măsoare, să observe care, uh, care sunt lucrurile care au funcționat și mai bine și care au funcționat mai prost și să treagă învățăturile de la toate, să lase școlile să inoveze, să caute soluții și apoi să le extrapoleze la nivelul sistemului. În România, dacă este să ne uităm, dacă este să avem inovație, dacă este să avem transformări, cel mai probabil colegiile naționale sunt principalul candidat. Ei sunt cei, ele sunt cele mai îndreptățite să caute soluții și să inoveze. Și de ce spun asta? Este o tradiție, o tradiție, o tradiție mare cu focus pe Educație pe atragerea elevilor, cei mai interesați de zona de educație, nu neapărat cei mai deștepți, cei mai dar cei mai implicați, cei mai doritori de a se dezvolta pe zona asta, caută întotdeauna vârfurile, deci întotdeauna a fost un focus și și acum în sistemul din ultimii ani, totdeauna colegiile atrageau vârfurile, plus cadrele didactice și cultura din colegiile naționale care sunt foarte implicate și ponderea profesorilor care își doresc să fie profesori e, și sunt implicați total, este mult mai mare în colegiile naționale decât în restul... Știu Așa. că tu ai un tip de studiu făcut prin munca da. ta despre profesorii din România, că da. sunt mai multe categorii da. de profesori. Da. Da. Poți Moment... să ne spui despre asta? momentul în care am avut de făcut o serie de proiecte pentru profesorii din România, am petrecut foarte mult timp să înțelegem. Pentru că nu există acest lucru profesorul român. Avem profesori diferiți și uh, sunt tipologii diferite și sunt implicări diferite. Și o să vorbesc despre o segmentare și o împărțire a profesorilor din uh, două perspective. Este vorba de implicarea, dorința uh, de a fi profesor și de a fi activ și de a uh, face lucruri uh, și tradițional versus modern. Deci activ, pasiv, uh, tradițional, uh, modern. Și am identificat, sunt cinci tipologii de profesori. Sunt profesorii blazați, sunt cei care au ieșit deja la pensie, chiar dacă au 25 de ani, 30 de ani, okay. sau 60 de ani, vârsta este mai puțin importantă. Pentru ei totul e greșit, nu funcționează nimic, ca orice s-ar face bifează, se duc, eventual intră la oră, trece ora, au rezolvat-o, vine salariul și văd mai departe. Asta este un segment, un segment care de multe ori blochează inițiativele pentru că nimic nu-i bine, nimic nu-i bun, nimic nu se poate face, totul e greșit, sistemul e greșit, oamenii sunt greșiți, copiii sunt greșiți, totul e greșit pentru ei. El există. Atenție, vorbim despre ceea ce există, nu ce ne place, ce nu ne place. Nu facem acum o lucrare de doctorat deci ăsta e un studiu da, real măsurat. Studiu da, 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 al doilea, măsura, da, da. Al doilea, al doilea segment. segment sunt profesorii de școală veche. Sunt oameni foarte faini, foarte implicați în educație, care cred în educație, care sunt implicați, care fac uh, lucruri, dar care uh, sunt ancorați într-o lume un pic depășită. Adică au metodele pe care le aveau în trecut. Principala lor plângere este că elevul din ziua de azi nu mai este cum era odată și atunci au dificultăți în a se înțelege cu ei, deși sunt implicați, deși sunt pasionați, deși sunt profesori prin din pasiune și din dedicare și atunci sunt profesorii de școală veche. A treilea segment profesorii tip top le-am zis noi sunt cei care sunt și implicați care și fac lucruri care caută pe internet caută interacționează cu copiii încearcă să înțeleagă încearcă să dea seama care sunt metodele noi de predare și de interacțiune. Al patrulea segment ar fi segmentul băi dacă aș avea că dacă aș avea și eu 15 copii la sala de clasă în loc de 30. Dacă aș avea și eu un proiector, și un laptop, și internet care să funcționeze permanent, dacă aș avea niște resurse, aș face, dar. Practic am, sunt oameni da. care au, poate la un moment dat au fost tip-top, au avut energia, dar a venit o inspecție, a venit o, uh, au venit uh, reacții de la niște părinți care poate n au fost foarte încântați că s-au încercat lucruri un pic diferite și au început să fie mai... Uh, dacă aș avea, dacă ar fi, dacă... Și ultimul? și ultimul segment și cel mai mare segment de profesor, dacă mi se spune, asta voi face. Adică sunt este pro cel mai mare? Este cel mai mare, da. Este cel mai mare, sunt... Uh, Cadrele didactice care au ajuns, cadre didactice pentru că acolo le a adus viața. Adică nu sunt neapărat implicate, nu neapărat își doresc să fie profesor, dar sunt acolo. Ei, și, asta ei, e. E. și ei respectă. Dacă programa zice, dacă vine inspectorul și zice asta trebuie să faceți, ei o să facă ceea ce li se spune, disciplinat, vine inspecția, și bine, sunt tot. Uh, ei, acum te întorc da. la problema de unde am plecat. Da. Trebuie să cuplăm studiul ăsta. Da. de admiterea la colegiile naționale, de realizarea performanței, da. cum spui tu da. și de... Eu repet, nu e neapărat despre admitere, este vorba de nevoia de inovare, de nevoie de schimbare, care include și admitere, include și modul în care selectezi elevii, dar este doar o componentă. Este, uh, și atunci, practic, din toate interacțiunile la colegiile naționale, ponderea profesorilor din categoriile de școală veche sau tip top sau dacă aș avea, este mult mai mare decât în uh, restul instituțiilor și atunci, din această, din această perspectivă, este mai probabil ca de la ei să vină inovație și așteptările noastre să fie ca de la ei să vină inovație și să schimbe lucrurile. Tu înțelegi așa, Loran Balin, da. că dacă acest tip de admitere este aprobat, da? Și că ea va funcționa prin selectarea copiilor buni și a profesorilor buni câțiva ani? Da. Una dintre aceste școli va găsi un model exact. care poate fi replicat în învățământul. Crește în probabilitatea rău. de a găsi un model care să funcționeze și care să poată fi replicat și scalat și dus în întreg învățământul. Dacă nu le dăm libertatea, dacă nu au capacitatea de a face lucrurile un pic diferit și mergem cu. Nivelarea se face în jos. Întotdeauna nivelarea se face în jos. Nivelarea o facem în jos către nivelul mediu unde putem să aducem cât mai mulți oameni. Adică ceea ce facem este să blocăm uh, dezvoltarea în sus. Bun. Și atunci trebuie să-mi răspunzi în final și mm -hmm. la chestiunea legată de inechitate. Da? Pentru că multă lume asta susține. Că acest tip de admitere creează inechitate și că nu le dă posibilitatea unor copii mai buni, dar săraci, da. să acceadă în aceste sfere în alte ale inovației. Și Aici al depinde enorm de mult ce înseamnă implementare și ce înseamnă exact aducerea la viață și forma în care se face admiterea. Din perspectiva mea și din experiența mea, am și un băiat de 17 ani, am trecut recent prin uh, uh, perioada clasei a 8-a și a uh, eu am o mare frustrare când văd subiectele care sunt uh, foarte ușoare, astfel încât se ia 9-90, 9-91, 9-92, sunt... Uh, sute de copii cu 9,50, 9,51, 9,52, nu se face diferențierea între ele. Deci eu înțeleg nevoia colegilor de a veni și a zice, trebuie să diferențiem. Acum că se face prin admiterea, fiecare colegiu să-și organizeze propria admitere sau schimbăm pur și simplu modul în care facem evaluarea și sunt niște subiecte care să fie diferențiatoare cu adevărat, în care elita să Iasă în față, să se vadă că e elită. Dacă noi dăm subiecte ușoare și toată lumea ia 10, nu-ți mai dai seama cine este cu adevărat de 10 și cine este de 7, dar subiectele au fost de 7 și atunci toată lumea a luat 10, pentru că au fost subiectele de 7. E important să ai o elită consolidată sau o masă mare de uh, elevi absolvenți în România care știu să opereze la nivel mediu. Eu cred că este important, mi mi place și-ul și o să mai apară în discuțiile noastre sau mă feresc de sau. Eu cred că poți să ai și o elită și o masă mare de elevi care să fie oameni foarte bine educați, foarte un viitor foarte bun. Dar este loc de și, adică este loc și de o elită și România are nevoie de o elită. Ai nevoie de elită, ai nevoie de oameni care să împingă lucrurile mult, ai oameni, nevoie de oameni care să fie pasionați, să aibă un mediu în care să se dezvolte. Loran Balint, acesta este primul episod Out of the Box. Vă faceți și voi calcule și vedeți cum votați la... despre această admitere. De și câteodată, scuze că te-am întrerupt, dar poate e interesant să vă uitați și la profesorii copiilor, voștri din perspectiva celor cinci tipologii. Profesorul blazat, profesorul de școală veche, profesorul tip-top, profesorul dacă aș avea și profesorul băi, dacă mi se spune, fac. Și este un exercițiu interesant să vedeți unde ați încadrat profesorii. Poate să facem exercițiul ăsta de fiecare dată, după fiecare discuție de-a noastră, nu legat de profesor, ci un exercițiu de tipul ăsta. Săptămâna viitoare, scutirile la sport. Mm -hmm. O perspectivă cu totul nouă. S-ar putea să rămâneți, scuzați-mă expresia, cu gura căscată după ce veți vedea studiul pe care îl prezentăm. La fel ca la, în cazul profesorului nu există un singur, o, o singur tipar al copilului scutit la sport. Ne spunem data viitoare. Out of the Box Controverse în Dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.